Se reiau acțiunile de dezinsecție în municipiul Constanța pentru a se menține un nivel cât mai scăzut al densității insectelor. Pentru că în primele două zile ale săptămânii condițiile meteorologice nu au fost favorabile, activitatea lucrătorilor a fost suspendată. Însă de astăzi vor fi stropite cartierele Abator, kilometru 4-5, kilometru 5, poarta 6, Viile Noi și CED. De mâine, angajații vor acționa în restul zonelor de la Icil, Casa de Cultură, Dacia, Trocadero, Tomis 1, 2 și 3 și până în stațiunea Mamaia. De asemenea, constanțenii trebuie și să-și taie iarba din gospodărie sau din fața blocului și să folosească creme împotriva insectelor. Apicultorii și sericicultorii sunt și ei rugați să ia toate măsurile de protecție necesare pentru familiile de albine și viermi de mătase.